echipamentelor de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus. Să urmărim ce a declarat acesta la intrarea în sediul DNA. Cum veți comenta? Ați cerut acei bani, acea sumă care de bani? Vi le aduc nu. Anticorupție. Dar ce s-a întâmplat? Ați apucat să-l trimiți în bani? E reală acuzația de luare de mită? Cu mai multe detalii despre audierea directorului Unifarm vine colega mea, Gabriela Mihai. Da, Gabriela, dacă așa o să rugăm colegii să refacem legătura, până atunci reiterez, fostul director Unifarm, Gabriel Ionel, a fost audiat în această dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar de corupție. Acesta este acuzat de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție că ar fi cerut șpagă 760.000 de euro în ideea de a favoriza un contract în perioada stării de urgență pentru achiziția de echipamente de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus. Echipamente de altfel care ar fi trebuit să ajungă în toate spitalele din țară, așadar, după cum bine spuneam, echipamente de protecție achiziționate în perioada stării de urgență, încă acesta fiind un subiect de maximă controversă între guvern și parlament, chiar și premierul Ludovic Orban a fost acuzat ieri de către socialdemocrați că ar fi girat pentru această ilegalitate, dacă va fi dovedit de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. La rândul său, premierul a declarat că nu are nici cea mai mică implicare în acest scandal. Dar colega mea, Gabriela Mihai, vine cu mai multe detalii. Gabriela, te ascultăm. Confruntarea s-a încheiat în urmă cu doar câteva minute. A ieșit din sediul Direcției Naționale Anticorupție denunțătorul din acest dosar. Urmează să iasă și fostul director general al Unifarm, Ionel Adrian. Ei bine, vorbim despre o confruntare care a durat 2 ore și a fost solicitată de Ionel Adrian pentru că acesta susține că la testul poligraf denunțătorul său a picat testul. Important de menționat este că în aceste momente în sediul DNA se află în continuare Ionel Adrian. Acesta a fost pus sub control judiciar de către procurorii anticorupție pentru că ar fi cerut 760.000 de euro de la compania cu care ar fi încheiat un contract în luna martie. În schimb, ar fi atribuit acest contract pentru cumpărarea de echipamente de protecție și de măști de protecție în contextul epidemiei de coronavirus din țara noastră. Negocierea ar fi avut loc într-un restaurant din capitală și acești bani în cele din urmă nu ar fi ajuns la Adrian Ionel, însă cel mai probabil că, iată, în aceste momente îl vedem pe Adrian Ionel, masca este conformă, domnule Adrian? Masca pe care o purtați este una conformă? 760.000 de euro! Cum a decurs această conferință? Nu ți-au dat ăștia, mă, mandat, mă, dacă fura o pâine, un om, imediat era... A avut loc acea discuție în restaurant? Cum să fie banii, bolnavilor, mă? La bușcărie să pleci cu noi, nu pot să fur bani, mă! 760.000 de euro! Câte medicamente pentru cei... Cum a decurs acea confruntare? Nu ți-e rușine, mă! Cum poți să fur, mă, din banii bolnavilor, mă? Ce bani mă duc cu acea sumă de bani? Se dovedește că acuzația e sau nu reală? Această mască pe care o purtați este una conformă? Ce spune, domnule director, de ce susțin acești protestatari? Câți bani sunt, mă? Câte medicamente pentru cei bolnavi de cancer, mă? Oamenii mor în spitale, mă! Și voi... furați, mă, hoților, 760.000 de euro. Nu ți-a fost, mă, rușine, mă, dacă când ai pus mâna pe bani, mă? Copiii nu au medicamente, mă, cei bolnavi, citostatice, nu sunt, mă, și ați... tu furi, mă, tu furi. Ați... Nu ți-e rușine? Ce i-a răspuns, domnule director? Nu ți-e rușine? Care, a, domnule director? Vedeți că vă calcă. Ați solicitat acei bani? Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră? Am spus încă o dată că sunt nevinovat și voi dovedi acest lucru. De ce nu ați contestat controlul judiciar? Această probă este la cererea noastră.
Masca pe care o purtați este una... Un poligraf vă poate ajuta? Masca care o purtați! La pușcărie cu noi! Dracu de hoți! La pușcărie! Așadar, l-ați văzut în imagini pe Adrian Ionel, fostul director al Unifarm, cel acuzat că ar fi cerut 760.000 de euro pentru a facilita acel contract. Să-l ascultăm și pe avocatul acesta. E o execuție publică? Ce caută asemenea personaje să facă asemenea atmosferă? Sunt separate noi asemenea personaje. A fost o procedură judiciară? Ce e, o execuție publică asta? În fața DNA-ului? Ce înseamnă? Iertați-mă! Cum a decurs confruntarea? A decurs exact cum ne așteptam. În ce sens? Anume? În sensul în care a spus, a reieșit, spun eu, că denunțătorul a mințit. Acum, de altfel, a rezultat și în urma testului poligraf. A mințit de sus până jos. De ce a mințit, domnule? Dar care era interesul acestor minori? De ce o fi mințit? Pentru că avea un avantaj judiciar. Care anume? Deputatul Ungureanu susține că în această poveste... Nu mă interesează deputatul... Premierul nu mă interesează deputatul Ungureanu, da? Trebuie să vă hotărâți. DNA-ul este apendicele Parlamentului sau nu? Eu cred că are independență să ia decizii, să dea soluții, nu? Ce înseamnă un deputat, un parlamentar, să se amestece în treaba DNA-ului? Cere audierea domnului Orban. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Aici este o unitate de parchet. N-are ce să caute nici zgomotul și nici influența politică. Se impune audierea domnului premier? Nu mă interesează. Săracii hoți! Ar trebui ca să nu deranjeze nimeni pe hoți, nu? Așadar, l-ați urmărit și pe avocatul fostului director general al Unifarm, Adrian Ionel. Așa cum spuneam, a avut loc o confruntare aici la Direcția Națională Anticorupție între Adrian Ionel și denunțătorul său în dosar, iar apărătorul Adrian Ionel susține că acesta este nevinovat, iar această confruntare care a avut loc este în avantajul clientului său. Da, mulțumim tare mult, Gabriela. Reamintesc că, doamnelor și domnilor, Adrian Ionel, fostul director Unifarm, a fost într-o confruntare directă în această dimineață cu denunțătorul său în sediul Direcției Naționale Anticorupție și, conform declarațiilor acestuia, acesta se declară nevinovat, așadar, în procesul în care este acuzat de luare de mită în proporție de 760.000 de euro. De altfel, continuă scandalul deputaților PSD cu poliția. După ce a fost amendat în urma scandalului monstru dintr-un fast food din centrul vechi al capitalei, Adrian Solomon continuă să îi jignească pe polițiști. Socialdemocratul spune că totul este, citez, un abuz al unor polițiști cu prea puțină școală. Mai mult, Solomon spune că nu a fost amendat, ci a fost doar legitimat de polițiști. Reprezentantul Poliției Capitalei îi dă însă o veste proastă deputatului. După ce scandalul monstru din centrul vechi al capitalei a ajuns în presă, deputatul PSD, Adrian Solomon, a încercat imediat să poseze în victimă. Solomon spune că totul este un abuz al poliției, că nu a făcut nimic și că nu a primit nicio amendă, pentru că nu avea pentru ce să fie sancționat. Mai mult, a continuat să ia peste picior pe polițiști, convins că funcția îi permite să ia de sus pe aceștia. Nu am fost amendați aseară, am fost doar legitimați. Totul este un abuz, am fost legitimați și atât. Se demonstreze în instanță, e ușor în comunitate. N-am nimic de zis. Când voi primi procesul verbal prin poștă, probabil voi contesta. Ăsta e un exemplu de abuz al unor polițiști mult prea puțin școliți, a declarat deputatul PSD, Adrian Solomon. Argumentul lui Solomon a fost rapid demontat de către polițiști. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei a povestit că patrula a fost chemată de agenții de pază ai unui fast food din centrul vechi, după ce unul dintre cei doi deputați a refuzat să poarte mască de protecție. Când au ajuns acolo, polițiștii au fost făcuți albie de porci de cei doi deputați. Cei doi bărbați au fost sancționați contravențional cu două amenzi în valoare totală de 2600 de lei pentru provocarea ori participarea efectivă la scandal în locuri publice și pentru proferarea de injurii sau expresii jignitoare. Adrian Solomon a fost amendat cu 1600 de lei, iar Ioan Irinel Stativă cu 1000 de lei. Deputatul PSD Adrian Solomon este președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților și se află la al doilea mandat de deputat. Colegul său de partid, Irinel Stativă, n-a avut o reacție publică la cele întâmplate.
Darius Vâlcov, eminența cenușie din spatele ultimului program de guvernare PSD și consilier al Vioricăi Dăncilă pe vremea când aceasta era premier, așteaptă astăzi sentința într-un dosar de luare de mită. Între timp, Vâlcov își pregătește un loc călduț în Italia, unde pedepsele pentru infracțiuni fără violență pot fi executate și sub supraveghere, adică în libertate. Cu toate detaliile vine colega noastră Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bun găsit, Lili! Este definitivă decizia de astăzi? Bun găsit, nu este vorba despre o decizie definitivă, este vorba despre o decizie în primă instanță, asta în ciuda faptului că Darius Vâlcov a fost trimis în judecată în acest dosar în urmă cu peste 3 ani. De altfel, Darius Vâlcov a mai fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare într-un alt dosar de corupție, însă nici în acel dosar nu s-a dat o decizie definitivă, fiind așteptată o soluție până la sfârșitul acestui an. Pe de altă parte, peste fix o săptămână, Tribunalul Gorj ar urma să mai dea o sentință tot în primă instanță în cel de-al treilea dosar în care este implicat Darius Vâlcov, de asemenea un dosar în care fostul consilier al Vioricăi Dăncilă este acuzat de mai multe fapte de corupție, printre care luare și dare de mită, dar și trafic de influență. În dosarul în care astăzi Tribunalul Doj ar trebui să se pronunțe, Darius Vâlcov este acuzat de luare de mită, după ce, susțin procurorii anticorupție, ar fi cerut anumite procente de la oameni de afaceri pentru a le atribui contracte în perioada în care era primar al orașului Slatina pentru reabilitarea blocurilor sau pentru reabilitarea centrului vechi din oraș. Între timp însă Darius Vâlcov, care nu are niciun fel de interdicție privind părăsirea țării sau al localității de domiciliu, și-a dezvoltat o afacere în Italia, la Milano, țară în care infracțiunile non-violente, condamnările pentru infracțiuni non-violente pot fi executate și în libertate sub supraveghere. De altfel, au mai fost două cazuri în România de oameni de afaceri care chiar înainte de condamnare s-au refugiat în Italia și se află în libertate. Vorbim despre Ioan Benea și Dragoș Săvulescu. Da, mulțumim tare mult, Liliana, pentru informațiile aduse. În tot mai multe județe, autoritățile anunță că nicio persoană nu se mai află în carantină sau în izolare la domiciliul, ca urmare a aplicării deciziei CCR. Din 60.000 de oameni care erau închiși, mai sunt doar câteva mii. Nici autoizolarea nu mai e ce a fost. Ultimele două județe care au transmis că centrele sunt goale sunt Dolj și Botoșani. Autoritățile nu mai au nicio posibilitate de a-i opri și doar speră că numărul infectărilor să nu crească. După plecarea în masă a celor internați în spitalele COVID, a venit rândul celor din centrele de carantinare din toată țara să dea bir cu fugiții. Autoritățile din mai multe județe spun că nu mai au oameni în carantină instituționalizată sau în izolare la domiciliu după decizia controversată a CCR. Aveam 20 de persoane în carantină, mă refer la persoanele care nu au respectat măsura izolării și am fost obligați să le băgăm în carantină. 6 au ieșit sâmbătă și 14 au ieșit duminică. Am avut și 1258 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu și care, conform decizii constituționale, pot părăsi domiciliu. Teoretic și practic persoanele pot părăsi domiciliu. Deși s-au reîntors recent din zone galbene din străinătate, românii dau din nou dovadă de irresponsabilitate. Și în Dolj, centrele de carantină sunt goale. Am avut, ca și situație epidemiologică la nivelul județului, 24 de persoane care se aflau în carantină și aproximativ 3.000 de persoane care se află în izolare la domiciliu. În carantină nu mai avem nimic. Izolare la domiciliu, nu mai avem nimic. Practic, noi am recomandat celor care au fost izolați la domiciliu și celor care au plecat din carantină, ca și recomandare să meargă acasă și să izoleze. În Arad, aceeași problemă. Încurajați de decizia CCR, oamenii suspecți de COVID au plecat din centrele de carantinare. Centrele de carantină din județul Arad, în data de 4, au fost 33 de persoane
au plecat toate persoanele. În spital mai sunt două persoane care sunt declarate pozitive. Situația este asemănătoare și în capitală. Unul dintre marile centre de carantină din București, aflat într-un hotel, s-a golit. 65 de persoane dintre cele 100 internate și-au făcut bagajele și au plecat. Controle masive în mijloacele de transport în comun din capitală. Autoritățile verifică dacă sunt respectate măsurile de distanțare socială impuse de pandemia de coronavirus și dacă oamenii poartă masca de protecție. Colega mea, Gabriela Del Pupo, ni se alătură cu mai multe informații. Gabriela, au fost aplicate sancțiuni? Da, într-adevăr, peste 10 sancțiuni aplicate numai în acest punct. Mai multe echipaje de poliție se află la fața locului și continuă controlele. De altfel, se fac controle și în alte 6 locații din București. Amenzile sunt între 500 și 2500 de lei pentru cei care nu poartă mască și deocamdată polițiștii spun că au decis să nu-i amendeze pe cei care nu păstrează distanța regulamentară în microbuze, pentru că și acolo ar trebui să fie cel puțin un metru între călători. Cele mai întâlnite cazuri au fost la firmele de taximetrie, în taxiuri, unde atât șoferii cât și clienții nu purtau mască și au fost date amenzi. Deocamdată amenda minimă s-a aplicat astăzi, fiind prima zi în care se acționează în acest fel în capitală. Cei de la poliția rutieră au anunțat că și în perioada următoare șoferii se pot aștepta să fie trași pe dreapta pentru a se verifica dacă respectă toate condițiile, atât actele mașinii, cât și aceste măsuri, care includ și dezinfectant la intrarea în microbuz sau autocar pentru mijloacele de transport intrajudețean mai mari. După cum putem vedea și în imagini, sunt vizate în special microbuzele. Acolo călătorii ne-au spus că le este destul de greu pe aceste temperaturi să poarte mască, mai ales că ei călătoresc mai mult de o oră între localități. După cum spuneam, acțiunea continuă aici la gara Obor pe parcursul următoarelor ore, dar și în alte 6 puncte din capitală. Da, mulțumim tare mult, Gabriela, pentru informațiile aduse. Este focar de COVID-19 la Spitalul CFR din Timișoara, unde mai multe cadre medicale și pacienți au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Autoritățile desfășoară o anchetă epidemiologică pentru a descoperi cauza infectării. Asistente medicale de pe secția medicină internă. Medicul epidemiolog al spitalului a organizat testarea personalului și a pacienților internați la acel moment în spital. Am primit o serie de teste, de rezultate la teste și confirmăm faptul că încă 2 asistente medicale și 4 pacienți sunt depistați pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2. Spitalul CFR are un pavilion dedicat infectărilor cu noul coronavirus și a luat decizia ca toți cei confirmați să nu mai fie transferați la Spitalul de Boli Infecțioase. Pacienții se află în continuare în pavilionul separat destinat COVID din cadrul Spitalului CFR Timișoara. Nu prezintă în acest moment probleme de sănătate deosebite. Iar cele 2 asistente medicale au optat pentru autoizolare la domiciliu, ele au acest drept și țin legătura în permanență cu colegii noștri. Reprezentanții spitalului spun că virusul a fost adus de una dintre asistente de la un alt loc de muncă. Este în desfășurare și o anchetă internă. Asistenta care a fost testată pozitiv inițial mai lucra în 2 clinici private. La noi în spital nu a fost până în acest moment, de la debutul pandemiei și până în acest moment, nu a fost depistat un caz pozitiv și presupunerea noastră este că asistenta a dobândit această infecție intracomunitar. Vremea continuă să fie capricioasă în majoritatea zonelor țării. Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de furtuni ce vizează sud-estul țării, dar și mare parte din centrul teritoriului, unde vor fi vijelii, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, dar și grindină. Și vorbim despre noua avertizare cu doamna Mirela Polifronie, meteorolog de serviciu. Sărbătoarea, doamnă! Bună ziua! Ce zone vor fi cele mai afectate în zilele următoare? Pentru astăzi, până la ore 22, avem un
cod galben pentru instabilitatea atmosferică. Acesta vizează zonele montane, Transilvania, Muntenia, Dobrogea. Aici vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii, grindină, cantități de apă de peste 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Sub cod portocaliu pentru instabilitate se vor afla până la orele 22, sudul și estul Transilvaniei, zona Carpaților de Curbură, local în Muntenia, precum și în cea mai mare parte a Dobrogei. Aici vor fi intervale cu vijelii, viteze la rafală de 80-90 de km pe oră, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 35-40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-70 de litri pe metru pătrat. Nord-vestul Transilvaniei, vestul și sud-vestul Olteniei și în cea mai mare parte a Moldovei se află sub cod galben până la orele 22 pentru intensificări susținute ale vântului cu viteze în general între 55 și 75 de km pe oră. Da, vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Dar vreme extremă în România. În timp ce în sudul și sud-estul țării oamenii s-au chinuit să suporte canicula și umiditatea din aer, în centrul și sud-vestul țării furtunile au făcut ravagii. Grindina, vântul cu rafale violente și ploile torențiale au smuls copaci din rădăcini, au inundat străzi și au lăsat în urmă pagube însemnate. Imaginele surprinse în timpul furtunii care a lovit Craiova sunt înspăimântătoare. Rafalele de vânt au devastat terasele mai multor localuri din centrul orașului. De asemenea, furtuna care a măturat orașul timp de câteva zeci de minute a produs inundații pe mai multe străzi și a rupt copaci. Vântul a fost atât de puternic încât un gard de cărămidă s-a prăbușit peste o mașină. Mai multe curți au fost inundate, așa că oamenii au cerut ajutorul pompierilor pentru a scoate apa din gospodării. În Harghita, în apropiere de Borsec, o furtună a dus la blocarea drumului național 15, după ce vântul a pus la pământ mai mulți copaci. O porțiune a drumului a fost inundată, iar muncitorii de la drumuri și poduri au avut de lucru minute bune pentru a îndepărta gunoaiele aduse de șuvoaiele de apă pe asfalt. În Hunedoara, o ploaie cu grindină a făcut ravagii. Bucățile de gheață au distrus culturile agricole și preț de câteva minute au creat un peisaj de iarnă pe străzile din Simeria. Meteorologii nu au vești încurajatoare. Până la ora 12, Banatul, Crișana, Transilvania, Maramureșul, jumătatea de nord a Moldovei și vestul Olteniei sunt sub cod galben de furtuni și ploi torențiale. După o zi caniculară, spre seară, furtunile vor lovi și în sud și sud-est. Probleme financiare masive pentru Blue Air. Riscă insolvența, iar pasagerii nu își primesc banii pe cursele anulate. Ieri a intrat în procedurile de prevenire a insolvenței în așteptarea ajutorului de stat solicitat guvernului încă de la începutul pandemiei. Blue Air are deja de plătit celor care și-au rezervat bilete peste 20 de milioane de euro. Și comentăm subiectul cu moderatorul emisiunii Drumurile Noastre, Ștefan Netveș. Bun găsit, Ștefan! Bună ziua! Așadar, vedem că Blue Air intră în așa zisul concordat preventiv, un fel de pas premergător către insolvență. Moda numită concordat preventiv vine practic de undeva de la începutul acestui an, când operatorul de stat, CFR Marfă, operator de stat căruia i s-au șters datorii de între 700 de milioane și 1 miliard de euro, dacă mi-am amintesc bine, cu tot cu penalități, aici vorbim de o privatizare eșuată din 2013, conducerea CFR Marfă a decis să aplice această modalitate de prevenție, să spun așa, numit concordat, înainte de insolvență și, Doamne ferește, faliment. Blue Air pe mine m-a șocat faptul că au de plătit 20 de milioane de euro bilete pentru oameni, pentru mine, tine și alții care au cumpărat bilete pentru a zbura cu avioanele Blue Air, și în comunicatul de presă transmis de către ei, dacă nu l-aveți, îl transmit,
spun, în comunicatul BLS spune clar că acest concordat sau această măsură e undeva întinsă pe 18 luni. Adică eu, Ștefan Edveș, dacă am bilet Blue Air București, nu știu, Madrid, prin absurd, și am de luat bani de la Blue Air, înseamnă că aștept, pot aștepta până la 18 luni. Mie mi se pare foarte interesant și foarte grav. Ei ar fi trebuit, în mod normal, să dețină o anumită rezervă în conturi, în contextul în care știm foarte bine câte avioane zboară, câtă reclamă și-a făcut Blue Air-ul și așa mai departe. Concordatul, comparativ cu insolvența, este o măsură prin care șefii, să spun Blue Air, se înțeleg cu creditori, adică cu băncile, cu firmele mari de avioane pentru leasinguri și stau la masă și își negociază plata eșalonată a datoriilor. Pentru că dacă nu s-ar întâmpla acest lucru, am precizat undeva în jur de 18 luni, automat intră insolvența. Și atunci o casă specializată de insolvență se ocupă de tot ce înseamnă o eventuală plată a datoriilor și o evitare a falimentului Blue Air. Ștefan, știm că aceștia... Să vă compar Blue Air-ul, țineți-vă bine, cu Tarom. La Tarom nimeni nu spune că situația e mult mai gravă. Tarom deja a anunțat pierderi de peste 300 de milioane de lei în acest an. La Tarom deja vorbim de un ajutor, bani care există în conturile Tarom, ajutor de coronavirus sau ceva de genul, s-a numit în jur de 30 ceva de milioane de euro, banii fiind în conturile Tarom, doar că dânsii și săracii nu știu ce să plătească. Mai mult decât atât, s-a mai cerut un ajutor de stat pentru salvare sau ceva de acest gen, de vreo 50-60 de milioane de euro. Din ce am aflat, listeria statului pentru Tarom în special e goală. Mă bucur că statul român mai are bani de pensii, de salarii, de alocații, ca să spun așa, dar eu pariez cu voi, pentru Tarom nu mai sunt bani pentru a salva Tarom. Ștefan, aici am o întrebare legată de această neconcordanță între măsurile aplicate Tarom și cele aplicate Blue Air. Știm că Tarom, după cum bine ai spus, a primit deja ajutoare de la guvern, pe când Blue Air încă așteaptă. Cu toate că acesta a avut pierderi în perioada martie-iunie 2020 de circa 100 de milioane de euro. Da, Blue Air ar fi trebuit de mult să, nu știu, să umble cu un steag galb în fața guvernului și cum toate marile companii aeriene din toată lumea asta au primit injecții, că e o modă, doamne, să spunem, injecții financiare de sute de milioane de euro. Și Blue Air a fi îndreptățită să primească un ajutor de stat de la guvern. Din păcate, eu nu știu că Blue Air să-i făcut o solicitare în acest sens. Da, deci am văzut că în comunicatul lor au făcut o solicitare către executiv. Au făcut o solicitare în acest sens către executiv, dar încă așteaptă. Am înțeles, dar n-au presat, n-au făcut public sau n-au spus public, domne, ajutați-ne că murim sau intrăm în insolvență sau intrăm în faliment. Dar e bine totuși că Blue Air a dat un semnal și a spus, băi fraților, uite, noi ne-am luat o marșă de 18 luni în care ne plătim datoriile, în care dăm banii oamenilor înapoi cei 20 de milioane de euro bani de bilete și cel puțin există o certitudine că în maxim 18 luni eu, tu sau alți oameni din această țară care au cheltuit bani în așa achiziționa avioane, zboruri și aceste zboruri nu mai au fost anulate, au fost decalate sau s-au închis definitiv, știți foarte bine, pe starea de urgență să urmeze să își primească banii în perioada următoare. Ștefan, dacă guvernul va găsi la fundul visteriei bani pentru Blue Air, ar readuce cumva la suprafață în liman această companie? Să știi că orice, nu știu, 10 milioane de euro, 20
asemenea 100 de mii de euro, orice ajutor pentru o companie aeriană în această perioadă e o mână nesperată întinsă, adică și dacă ar anunța mâine guvernul că mai dă 10 milioane de euro companiei Tarom și încă 10 milioane de euro companiei Blue Air, ar fi fantastic. Vă dați seama că deja s-ar rezolva jumătate din problema legată de cei 20 de milioane de euro legat de biletele de avion contra valoarea acestora pe care o cer oamenii. Da, foarte important aici, pentru că vorbeam de acele despăgubiri pe care trebuie să-l plătească pasagerilor. Există și alte metode prin care pasagerii își pot recupera banii sau își pot, nu știu, face o tranzacție între companii aeriene? Există așa ceva, așa fel de soluții pe piață? Nu, și în contextul în care știți foarte bine a fost stare de urgență la nivel mondial, nu cred că o companie de asigurare sau sunt aceste firme care recuperează, să spun așa, banii sau cer anumite despăgubiri. Eu nu cred sau n-am auzit în această perioadă, în afara contra, deci biletul, să spun, a costat 100 de euro. Ok, plus despăgubiri și așa mai departe, să ajungă undeva la 300-400 de euro. Dar eu nu știu ca cineva sau vreo companie să fi apelat în această perioadă de stare de urgență la plata unor despăgubiri. Ok, contravaloarea biletului de avion și atât. Și atunci ce ar trebui să facă pasagerii? Pentru că, după cum bine ai spus, suntem în situația aceasta foarte mult. Din păcate, firmele de avocatură, din păcate, avocații trebuie să uite foarte bine să vadă ce s-a întâmplat sau dacă se poate umbla sau dacă își pot recupera banii mai repede în contextul în care, eu nu știu, companiile aeriene să aibă bani în conturi acum. Dar Roma are cei 32 de milioane de euro, dar, repede, ia niște bani pentru a plăti niște cheroseni, niște rate la avioane, acolo se cântă prohodul. Eu v-am mai spus de mult acest lucru. În contextul în care într-un singur an s-au schimbat 4 sau 5 directori în compania Tarom. Da, am urmărit situația, este într-adevăr una întocmai plăcută pentru noi, cei care ar trebui să beneficiem de serviciile acestei companii. Îți mulțumesc tare mult pentru aceste detalii, Ștefan. Cercetătorii spanioli spulberă speranța eliminării pandemiei prin imunizarea în masă a populației. Ce au descoperit aceștia, aflați imediat după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct, continuăm jurnalul. Senatorul liberal Virgil Chițaca a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că procurorii au dispus clasarea dosarului în REM, care fusese deschis în luna martie pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Legat de nefericita întâmplare din martie, am primit clasarea dosarului INREM. Pentru cei care încă se îndoiau, aceasta este dovada incontestabilă a nevinovăției mele, integritatea nefiindu-mi niciodată pusă la îndoială. În cariera mea anterioară am administrat patrimonii de peste 100 de milioane de euro și am dat bun de plată la peste 60 de milioane de euro, bani publici și europeni, fără să existe nici cea mai mică suspiciune legată de activitatea mea. Senatorul liberal a fost testat pozitiv cu coronavirus la începutul lunii martie. A fost printre primele cazuri de îmbolnăvire din România și primul parlamentar care a ajuns în spital infectat cu noul coronavirus. Îmbolnăvirea senatorului a trimis în autoizolare aproape tot guvernul României și mai mulți parlamentari, deoarece Chițac participase la diferite întâlniri, inclusiv la unele ale PNL, partidul care îi susține candidatura la primăria municipiului Constanța. Virgil Chițac a fost acuzat de inconștiență deoarece nu se autoizolase, deși fusese cu 3 săptămâni înainte la Bruxelles, zonă roșie în acel moment. Anchetă de proporții la Cluj, asta după ce anunțul prin care se confirmă infectarea cu noul coronavirus a prefectului Mircea Brudean a scos la iveală un posibil focar. Ancheta epidemiologică a Direcției de Sănătate Publică Cluj a stabilit 12 contacti direcți ai prefectului. Anunțul că este infectat a fost făcut chiar de către prefectul de Cluj. Inițial, Mircea Brudean s-a prezentat la spital cu fiul său de doar 9 luni pentru că avea febră. Medicii l-au testat imediat pe cel mic, iar rezultatul din nefericire a fost pozitiv. Ulterior, și prefectul și soția sa au făcut testele pentru COVID-19. Așa au aflat că toată familia este infectată. Suntem în regulă, toți trei suntem în momentul de față asimptomatici. Am făcut și radiografiile aferente, sunt în regulă, se pare, așteptăm mai departe recomandările medicilor.
Doar că problema nu s-a oprit aici. În urma anchetei epidemiologice realizate de DSP Cluj, s-a stabilit un număr de 12 contacți direcți. Autoritățile le-au recomandat autoizolarea la domiciliu, iar în următoarele zile vor stabili câți dintre ei s-au infectat. Reprezentanții DSP spun că la acest moment nu se mai poate afla care a fost sursa inițială de infectare a prefectului, a familiei sale și a contacților. Este alertă și la guvern. Un angajat de la registratură a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit unui comunicat al executivului, persoana în cauză este internată după ce testul său a ieșit pozitiv în cursul zilei de vineri. DSP București a desfășurat o anchetă epidemiologică în cadrul căreia au fost testați colegii de birou al persoanei, rezultatele fiind negative. În plus, toate persoanele care au avut contact direct de lungă durată cu angajatul infectat se află în izolare la domiciliu. Spațiul în care și-a desfășurat activitatea a fost dezinfectat. Persoana în cauză nu a avut contact direct cu membrii executivului. Da, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, se bate din nou cu pumnul în piept și spune că va depune o moțiune de cenzură în Parlament împotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban. Studiul a scos la iveală că virusul poate fi prezent în aer atât prin picături mari rezultate în urma unui strănut sau după ce o persoană infectată tușește, cât și în picături mult mai mici expirate în timp ce un bolnav vorbește. Aceste particule extrem de mici sunt purtate pe calea aerului și odată inhalate pot duce la îmbolnăvirea altor persoane. Tocmai de aceea cei 200 de cercetători solicită OMS, dar și guvernelor, să-și revizuiască măsurile și recomandările pentru populație. Transmiterea se știa de existența acestei transmiteri aeriene, chiar și prin particule mici, nu numai prin particulele mari, de fapt aceasta spun cercetătorii, este și motivul pentru care, vedeți, contagiozitatea lui este atât de mare și un număr atât de mare în lume s-a îmbolnăvit. În România, purtarea măștii este obligatorie în spațiile închise, dar autoritățile recomandă purtarea acesteia și în aer liber, pe stradă, la piață sau acolo unde este aglomerat și nu poate fi păstrată o distanță de cel puțin 1-2 metri față de celelalte persoane. Românii se pot bucura. Guvernul a actualizat lista țărilor în care ne vom putea petrece vacanțele. De altfel, și companiile aeriene vor da startul zborurilor chiar de astăzi. Elveția, Spania, Franța, Belgia sau Germania sunt doar câteva din țările unde ne vom putea petrece sejurul estival. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat lista țărilor pentru care nu se recomandă izolarea la domiciliu. Astfel că, după lungi discuții, autoritățile au introdus încă 22 de state pe lista verde. Fie că vorbim de romantismul Parisului, de albastrul Mării Adriatice din Croația sau chiar de escaladarea munților Alpi din Italia, românii își pot planifica concediile într-unul dintre cele 32 de state. Bucuria e și mai mare pentru iubitorii de călătorii. Asta pentru că nu se va recomanda izolarea la domiciliu nici pentru persoanele care vin din Canada, Maroc, Algeria, Australia, Ruanda, Uruguay, Japonia, Coreea de Sud, Georgia, Noua Zeelandă, Tunisia și Thailanda. Măsurile cele mai dure au fost luate de Norvegia, Finlanda și Malta, în timp ce Estonia, Lituania, Letonia, Irlanda, Slovenia și Slovacia le cer românilor să stea în izolare sau carantină. Danemarca pune condiții ca românii să aibă o rezervare de cel puțin 6 zile de cazare. Singurele 3 țări pentru care restricțiile rămân încă în vigoare din cauza că au o rată de infectare mai mare decât cea a României sunt Portugalia, Suedia și Malta. Companiile Facebook, Twitter, Google și Telegram au făcut front comun în fața deciziei regimului comunist de la Beijing de a anula autonomia orașului Hong Kong. Cele 4 au anunțat sistarea cooperării cu guvernul și poliția din Hong Kong, cărora nu le va mai oferi acces la datele personale ale utilizatorilor săi. În paralel, Statele Unite ale Americii ia în calcul interzicerea populare a aplicației chineze TikTok, o măsură aplicată deja în India. Prima care a anunțat sistarea cooperării cu poliția și guvernul din Hong Kong a fost compania Telegram. Aceasta a precizat că nu mai intenționează să ia în calcul nicio solicitare de date privitoare la utilizatorii săi din Hong Kong până când nu va exista un consens internațional cu privire la situația din oraș. Au urmat Facebook și WhatsApp, care au anunțat că vor coopera cu autoritățile din Hong Kong doar atunci când solicitările de date vor fi conforme cu normele internaționale privind drepturile omului. La scurt timp după aceea, atât Google cât și Twitter au precizat că sunt foarte îngrijorați
rate de situația din Hong Kong după adoptarea controversatei legi a securității naționale și că au sistat cooperarea cu autoritățile orașului. Exemplul dat de cele patru companii a fost deja urmat inclusiv de TikTok, care are sediul în China și care a anunțat că se retrage complet din Hong Kong. Și este de așteptat ca decizia celor cinci să pună presiune și pe Microsoft și Apple, care ar putea face același lucru. Reacția vine după intrarea în vigoare a controversatei legi a securității naționale. Prin noua lege, regimul comunist chinez elimină practic autonomia orașului Hong Kong, încalcă dreptul la libera exprimare și își încalcă obligațiile asumate la nivel internațional. Măsurile aplicate de marile companii vin în completarea celor luate de guvernul american, care a demarat deja procesul de ridicare a statutului special al orașului. De altfel, autoritățile americane iau în calcul interzicerea popularei aplicației chineze TikTok. Un nou studiu efectuat de un grup de experți spanioli pune serios la îndoială eficiența imunizării în masă ca și modalitate de a combate pandemia de coronavirus. Potrivit amplului studiu, doar 5% din populația spaniolă a dezvoltat anticorpi în condițiile în care, pentru a stopa răspândirea virusului, ar fi necesară o imunizare de cel puțin 70%. Cercetătorii au efectuat studiul pe un număr de peste 60.000 de persoane, iar potrivit studiului, numărul anticorpilor este într-adevăr mai mare în regiunile puternic afectate decât cele mai puțin afectate. Printre regiunile puternic afectate, numărându-se Madrid, Catalunia, Castilia y León sau Castilia-La Mancha, calculat la întreaga Spanie, rata imunizării este de 5%. O altă concluzie importantă a studiului spaniol a fost faptul că aproape o treime din cei infectați sunt asimptomatici, însă doar între 15,3% și 19,3% dintre ei își dezvoltaseră anticorpi. Asta în condițiile în care, pentru ca răspândirea virusului să fie stopată, ar fi necesară o imunizare a 70-90% din populație. Iar potrivit cercetătorilor spanioli, un astfel de procentaj nu poate fi atins decât cu prețul unui număr mare de decese. Studiul spaniol, cel mai amplu de acest gen de până acum, pune la îndoială și politicile aplicate de unele guverne. În Suedia, de exemplu, ideea imunizării în masă a fost vehiculată încă de la începutul pandemiei. Asta deși la acea dată nu exista niciun studiu care să indice în ce condiții poate fi obținută imunizarea în masă. Nu se știa nici măcar dacă imunizarea în masă este posibilă în cazul acestui coronavirus. Ulterior, guvernul suedez a negat faptul că, de fapt, ar fi urmărit obținerea unei imunizări în masă. Între timp, în Suedia au murit peste 5.400 de persoane. Decizie istorică în Australia, pentru că numărul cazurilor de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 din Melbourne a crescut foarte mult în ultimele zile, autoritățile australiene au decis să închidă granițele între cele mai populate state, Victoria și New South. Este pentru prima dată în 100 de ani când se întâmplă asta, după ce în 1919 oficialii de la Canberra au blocat circulația în contextul pandemiei de gripă spaniolă. Pentru că numărul cazurilor de îmbolnăviri în Melbourne, capitala statului Victoria, a crescut în ultimele zile, autoritățile au fost forțate să ia măsuri stricte privind distanțarea socială în 30 de suburbii. De asemenea, acestea au impus carantina totală în unele zone, iar peste 3.000 de persoane sunt obligate să stea izolate în casă. În plus, pentru a se asigura că regulile sunt respectate, autoritățile au decis că poliția va patrula în interiorul blocurilor. Pentru a preveni infectarea regiunilor vecine, autoritățile au închis granița cu statul vecin New South, lucru care nu s-a mai întâmplat de acum 100 de ani, când Australia era terorizată de gripa spaniolă. Victoria a raportat 127 de noi cazuri de COVID-19 în 24 de ore, cel mai mare număr de la izbucnirea epidemiei în această țară. De asemenea, a anunțat și un deces, primul la nivel național, din ultimele două săptămâni, bilanțul total ajungând la 106. Cel puțin 7 oameni au ars de vii și alți 40 au fost răniți în Columbia în urma unei explozii a unei cisterne petroliere care s-a răsturnat pe o șosea. La momentul exploziei, mai mulți oameni se strânseseră lângă cisternă pentru a colecta benzina care se scurgea pe asfalt. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Oamenii se adunaseră să colecteze benzina care se scurgea din cisterna petrolieră. La un moment dat, însă, benzina a luat foc, aproape imediat fiind cuprinși și oamenii strânși lângă cisternă. O parte a celor cuprinși de flăcări au supraviețuit, dar cu arsuri foarte grave. Astfel că autoritățile se tem acum că numărul de
deceselor ar putea crește. Un incident similar a avut loc și în Mexic în 2019. Atunci, 137 de oameni au murit după ce s-au dus să colecteze petrolul care se scurgea dintr-o conductă. Imagini incredibile vin din Turcia. Un tânăr de 29 de ani a îmbinat cele două pasiuni pe care le are, sportul și uitatul la televizor. A făcut-o într-o manieră absolut inedită. S-a lansat cu parapanta însoțit de canapea și de televizor. Bărbatul din Turcia nu s-a putut decide dacă ar trebui să-și petreacă timpul liber uitându-se la filme sau zburând cu parapanta, așa că și-a pus mintea la contribuție și a construit o parapantă la care a atașat o canapea și un televizor. După ce dispozitivul de zbor inedit a fost gata, Hasan și-a luat zborul pe coasta mării din sud-vestul Turciei, încălțat cu papuci de casă și ronțăind snacks-uri. Deși poate părea o acrobație periculoasă, pentru Hasan este ceva obișnuit. Bărbatul de 29 de ani este instructor de parapantism. Aici știrile amiezii au ajuns la final. Eu sunt Alexandru Rotaru și vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix, Gențeana Coman, la Tot B1. Rămâneți alături de B1 TV.